Bună seara! Sunt Primo Laurențiu și vă spun bine ați revenit la Meritocrația, emisiunea care o să schimbe lumea. Dragi telespectatori, în cursul săptămânii care a trecut nu s-au întâmplat lucruri foarte importante, nu avem lucruri deosebite, cu excepția acestei bătălii crunte pe meritocrație, pe democrație. Această bătălie care se dă cu toate armele, pe față și pe dos, între cei ce vor să facă o nouă, să construiască o nouă Constituție și forțele populare care nu vor să se lase călcate în picioare de mafia politică. Cu fiecare zi ce trece, aflăm noi minunății cu privire la ceea ce vor să introducă politicienii în noua Constituție. Crin Antonescu și echipa lui vor să facă harcea-parcea democrația în România, chiar și puținul de democrație care mai există. Tot felul de idei năstrușnice care vor duce România spre o prăpastie din care nimeni nu ne va mai scoate. Mi-e teamă că acest popor nu va mai avea șansa de a face o schimbare democrată după ce va fi votată, Doamne ferește, această Constituție antonesciană. Astăzi, în prima parte a emisiunii, vom discuta despre Constituții, nu despre Constituție, ci despre Constituții, împreună cu domnul Casimir Țino, manager și secretar general al Partidului Noua Republică. Bună seara, domnule Casimir Țino. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit. Mă bucur să vă avem printre noi. Întotdeauna membrii Partidului Noua Republică au fost parteneri foarte interesanți. Noi sperăm să rămânem așa în continuare. Și sper să formăm împreună o echipă care să lupte pentru interesul acestei țări și să dovedim că se poate face și altceva în România decât mafie, decât interese personale și interese de grup. Se poate face și noi știm asta și dumneavoastră știți asta, trebuie doar să vrem. Da. Să vrem și să începem. Da. Aici este speranța mea, una dintre speranțele mele în mai bine în această țară, faptul că un om ca domnul Mihai Neamțu, un partid nou înființat ca Noua Republică, care nu are deocamdată nicio pată, un partid curat, ultimul, se pare, da, și singurul la ora actuală în politica românească. Sper eu să nici nu aveți ocazia să vă murdăriți și să prindeți pete. Sper să nu deveniți dalmațieni, să rămâneți așa pur și împreună să reușim să producem o schimbare în această țară, să facem o țară performantă din România, să o scoatem din noroiul, din mocirla în care se scaldă de 23 de ani. Asta este și rostul nostru, pentru că ați amintit de mai multe partide și de numărul lor. Da, pot să vă spun că cel puțin în luna ianuarie erau 57 de partide înregistrate oficial în lista partidelor politice de la Tribunalul București. Cât dintre ele mai sunt active la modul real pe piața politică românească, sigur, asta este altă discuție. Probabil, nu știu, 10, 12, 15, pe acolo, maxim. Domnul Casimir, de ce s-ar face un român politician? Pentru că își dorește să facă bine acestei țări sau pentru că își dorește binele lui și al grupului de interese din spatele lui? Eu aici o să fiu un pic dur în răspunsul pe care o să vi-l dau. În opinia noastră, în ultimii 60 de ani, dacă nu mai bine, practic din 1945 și până acum, cu foarte mici întreruperi, marea majoritate a celor care ne-au condus țara, care au condus destinele acestui popor, nu au avut în vedere interesul nației române. Discutăm de perioada comunistă, într-o primă fază, da? 45-89, teoretic, pentru că practic și astăzi suportăm anumite consecințe ale anilor de atunci, și discutăm, desigur, despre democrația originală a Constituției lui Iorgovan și a lui Iliescu din decembrie 89 și până în prezent. Consecințele, de asemenea, le suportăm cu toții pe pielea noastră, numai că unii dintre noi realizează acest lucru, alții încă nu. Acum se discută referitor la schimbarea Constituției, nu neapărat la schimbare. Eu înțeleg că ei vor să-i facă un upgrade la Constituție, nu o schimbare. Da, iertați-mă, dumneavoastră, sunteți convins că ei știu ce vor cu adevărat? Nu, cred că nici nu știu vorba dumneavoastră. De fapt, ei știu ce vor. Știți ce vor ei? Să-și consolideze puterea, să instaureze un stat politico-mafiot și să nu mai poată fi dat jos de la putere niciodată, nici cum, poporul să piardă efectiv controlul, pârghiile democratice de schimbare. Da. Sau să, mai bine zis, să fie ținut sub control acest popor, exact, și să nu fie lăsat să ridice capul puțin mai sus. Pentru că un popor educat, un popor culturalizat, un popor informat, este un popor cu care nu-ți permiți să faci orice.
nu-ți permite el să te joci cu el. Ori asta au încercat din 89 cel puțin și până în prezent, să-i țină pe toți sub obroc, iar indezirabilii, cei care au gândit elementele cele mai vivace ale nației noastre, au fost încurajate să plece. Au fost încurajate să plece după confiscarea Revoluției în decembrie 89, au fost încurajate să plece prin șirul de mineriade de la începutul anilor 90. Aduceți-vă aminte, ieri am comemorat, iată, 23 de ani de la evenimentele de la mineriada din 13-15 iunie, cea care s-a lăsat cu morți, cu peste 1700 de părți vătămate și pentru care nici până în ziua de azi nimeni nu a răspuns. Ce au făcut cei care n-au mai suportat în ultimii 23 de ani? În cea mai mare parte au emigrat. Cine sunt cei care au emigrat? Cei care erau cei mai destoinici, cei mai buni români, cei mai onești și cei mai muncitori. Cei mai buni profesioniști, valorile, creierele au fost luate de către occidentali. Noi am pierdut... A fost un fur de creier imens. Da, noi am pierdut 4 milioane de români, dacă facem un arc peste timp 89-2013, de la 23 de milioane, aproximativ, am ajuns la 19 milioane astăzi. Asta înseamnă 4 milioane de români. 4 milioane de oameni de valoare, mână de lucru și creiere deosebită. Da, da. Și chiar cei care s-au dus la muncă, de pildă, în agricultură. Sunt buni muncitori, sunt harnici, sunt profesioniști. Sunt puternici, da. Sunt în putere. Nu discutăm numai de cercetători științifici sau oameni de știință. Dar știți ce e interesant pe mine, ce mă revoltă? Ipocrizia Occidentului. Pe țigani îi face pachet și îi trimite înapoi în România. Dar pe inginerii din fabricile, din uzinele nucleare, pe medicii de valoare români, pe inginerii de pe programatori, pe toate creierele și oamenii de valoare, nu-i face pachet să-i trimită înapoi. Dar pe țigani, câte un avion în fiecare lună. Bun, nu știu cât la sută din această minoritate care ajunge la de ce nu-i ține și pe ei? Asta nu înțeleg. De ce nu mă spuma? Aș risca să dau un răspuns personal. Bun, e clar că nu le convine să aibă N cercetori sau borfași. Sau... Am înțeles, dar spuma, cei care au fost școlarizați pe banii statului român și în care statul român a investit o grămadă de bani... Nu, băia nu, băia păi nu. Dar este vina statului român în ambele situații. În situațiile în care oamenii destoinici sunt păstrați de Occident, este vina statului român, a guvernărilor succesive din 23 de ani, pentru că nu le-a creat condiții de a veni înapoi. Cum să vină un medic, dau un exemplu banal, cum să vină un medic care câștigă, nu știu, poate 5.000, 6.000, 7.000 de dolari în America de Nord, cum să vină la 1.500, la 2.000 de lei salariul în România, la 3.000 de lei chiar. Dar vă spun o chestie, eu dacă aș fi prim-ministru, atunci când mă convoacă președintele Franței la Paris, în problema țiganilor, eu n-aș spune, da, să trăiți, da, îi luăm înapoi pe toți, îi luăm înapoi, nu-i mai lăsăm să plece, iertați-ne. Eu aș zice, știți ce? Corect. Inginerii sunt buni? Da. Medicii sunt buni? Da. Atunci ține și țiganii. Da. Nu luăm nimic înapoi. Abordarea trebuie să fie, în opinia mea, una, pe de o parte elegantă, pe de altă parte fermă și bazată pe lege. Pe ce lege? Pe legile europene, care nu discriminează cetățenii intracomunitari în funcție de etnie. Valoare sau etnie în sau sex. De etnie. Și atunci România ar trebui să aibă o poziție mult mai demnă și mult mai fermă. Sunt cetățeni europeni, sunt posesorii unui pașaport românesc, indiferent de culoarea pielii sau de etnia lor. Da, atunci vă rog să interacționați cu ei în egală măsură ca și cu cetățenii români de etnie română sau de etnie germană. Sau dar oare de ce atât de ușor cedează primul ministru al României și în fața problemei acesteia și în fața problemelor puse de Germania? Și o să vă dau un exemplu după ce primesc răspunsul dumneavoastră, o cedare majoră care duce țara asta într-un impas fantastic. De ce? E atât de ușor pentru primul ministru al României să cedeze în fața altor puteri și să renunțe la anumite avantaje pentru România. Eu nu știu dacă lui este ușor sau îi vine greu ca persoană. Deși tind să cred că nu-i pasă foarte mult. Dar este atât de ușor pentru interlocutorii noștri din Occident să joace cum vor ei cu un om care este șantajabil. Șantajul e problema. Care are schelet în dulap, cum se spune. Dom'le, dar știți ce e interesant? Că ajung să conducă țara tot șantajabil. Oare de ce? Pentru că criteriul suprem al democrației este cantitatea și nu calitatea. Trist. Pentru că democrația nu are, din păcate, un criteriu obiectiv de selecție al valorilor. Dar spuneți-mi, într-o democrație, dumneavoastră fiind membru al unui partid politic, este normal ca într-o democrație un singur om să aibă dreptul și puterea de a semna un act prin care se înstrăinează resurse minerale în valoare de sute de miliarde de euro? Bun, acum, strict formal, moral nu.
Moral, răspunsul este categoric nu, nu are acest drept. Însă formal este de văzut dacă există o lege care îi permite treaba asta sau nu. Strict juridic, dacă doriți. Da. Dumneavoastră fiind și jurist, poate mă ajutați în privința asta. Cum e posibil să fac așa ceva un om? Să semneze o hârtie și să zică da, am dat gazele de șist șevronului. Iată că este posibil, din păcate. Iată că este posibil. Și aici intervine a treia putere în stat, puterea judecătorească, este cea care are dreptul și obligația, nu numai dreptul, de a spune dacă ce s-a făcut este legal sau nu. Dacă se constată, din păcate, că este legal, atunci e clar că e o lege strâmbă, o lege care trebuie schimbată. Numai că aici revenim la miezul problemei noastre. Cine are dreptul să schimbe legislația? În orice țară, nu numai România. Parlamentul. În orice stat democratic, Parlamentul, indiferent că e unicameral sau bicameral sau cum este, sau tricameral în cazul Africii de Sud, de pildă, are dreptul să schimbe o lege. Ori, dacă noi trimitem, prin votul nostru al tuturor, a întregului corp electoral, trimitem în Parlament, nu știu, pușcăriabil, îmi vine să zic, sau neprofesioniști... Nu, reprezentanții ai clanurilor interlope, reprezentanții ai clanurilor țigănești, lăutari, cârciumari, și așa mai departe. Bun, eu acum nu aș zice că a fi lăutar sau a fi cârciumar onest este, este un lucru dar rău. Problema este că ei nu trebuie să voteze legi. Asta e tot. Părerea mea e că într-o societate evoluată în secolul 21, legile, ceea ce înseamnă viitorul unei țări, trebuie să fie votat de către profesioniști, de către cei mai buni, de către cei mai valoroși oameni ai societății. Nu așa mi se pare normal. Asta ar contraveni cumva principiilor democratice, care spune că toți cetățenii sunt egali în fața legii. Articolul 13 din Constituția actuală a României. Păi sigur că sunt egali, dar dacă suntem egali, nu înseamnă că femeia de servici de la mine din companie trebuie să vină și să ia decizii în companie și eu să mă duc să spăl și eu pe jos, că suntem egali. Sigur, numai că din punctul de vedere electoral lucrurile stau un pic altfel. Adică egalitatea e una... Și interesul public e alta. Eu știu ce vă doare și vă doare ceea ce ne doare pe noi toți, de fapt, din punct de vedere moral. O să încerc să sintetizez. Votul pe care îl bagă în urna de vot un doctor docent este anulat în secunda 2 de votul pe care îl bagă în aceeași urnă de vot o mătușă de la țară cu 8 clase. Să știți, o să vă dezamăgesc. Nu asta este ceea ce mă doare. Mă doare altceva. Mă doare faptul că este posibil ca în funcții de conducere în stat pot să acceadă oameni lipsiți de valoare, idioți, ca să folosesc un cuvânt mai tare, neprofesioniști, care fac rău acestei țări, care prin decizii, prin faptul că au acces la factorul decizional, prin faptul că pot să facă o lege, pot să facă trafic de influență pe anumite segmente, aduc prejudicii grave țării, poporului și interesului public. Așa este, numai că întrebarea e care e soluția, ce e de făcut. Deci, părerea mea e că nu trebuie pleca de la alegător. Omul trebuie să aibă, într-adevăr, fiecare om, indiferent de valoare, trebuie să aibă un vot. Egal cu atâtor celorlalți. Corect. Problema este, părerea mea este că problema nu este aici la vot. Problema este acolo unde îi dai de votat omului, ce îi dai să voteze. Ce îi dai de, să voteze și pentru că vă dau un exemplu. Ce este în stare omul să aleagă din paleta de dacă, variante pe care dacă eu vă pun dumneavoastră pe masă, să mâncați scânduri, ciuperci otrăvite, carne stricată și prăjituri expirate, nu înseamnă că v-am dat să mâncați. Da, asta este adevărat. Înseamnă că vreau să vă omor. Asta exact este așa este cu poporul. Când îi dai să voteze între 5 gangsteri, nu înseamnă că ai dat să voteze. Înseamnă că îți bagi joc de popor. Și atunci noi, care este de fapt pledoria noastră? Că față de acești oameni, față de acești români, onești și curați și cinstiți. Și sunt încă din ăștia. Sunt încă din ăștia. Datoria noastră este să-i invităm să ia locul, inclusiv în arena politică, a acestor ticăloși și a acestor mafioți de care dumneavoastră vorbiți. Corect, dar vă spun până nu ne implicăm, o să rămână oamenii de valoare, oamenii cu adevărat profesioniști, nu pot să se implice într-un astfel de sistem de tip mafiot. Nu o să vedeți niciodată un om de mare valoare să se ducă, să se înfrățească, să intre într-o grupare mafiotă politică în care de cum intri ți-ai dat seama că miroase a șpagă, a trafic de influență, a șmecherie, a contracte la stat, a vândut posturi de controlori de stat și așa mai departe. Așa este și pentru asta s-a născut Partidul Noua Republică. Ca să există o astfel de alternativă onestă și curată. Discutați dumneavoastră, făceați vorbire mai devreme, de o anumită sită. Avem o astfel de sită și ăsta este motivul pentru care creșterea noastră nu este în progresie geometrică în materie de membri.
aș putea să spun, aș risca să spun că este în creștere, în progresie geometrică față de simpatizanții noștri. Dar ca membri, efectiv, de partid, care să pună umărul, să spună prezent atunci când există o acțiune sau alta, creșterea este una organică, naturală, poate să pară lentă unor necunoscători, tocmai pentru că avem aceste site și ele funcționează. Așa încât, cu toate că am fost împiedicați, într-un mod democratic cel puțin chestionabil, și dacă doriți o să putem discuta de chestia asta, am fost împiedicați să luăm parte ca și partid politic la ultimele alegeri, cele din decembrie 2012. În sfârșit acest lucru s-a rezolvat prin actul de justiție românesc. E adevărat că a durat mai bine de un an de zile, dar asta este altă discuție. Și credem că suntem în stare să oferim o astfel de alternativă onestă și profesionistă. Iar cei care vor să se implice, nu putem să le spunem decât că sunt bineveniți la noi. Să vină și să vadă. Și să construiască. Și să construiască. Pentru că de 23 de ani, mult prea mulți dintre românii noștri au stat săraci și au înjurat pe la colțuri. Și și-au vărsat năduful. Psihologic este de înțeles. Dar aceasta nu este o soluție. Prin ilatră, caravana știți, trece. Știți, domnul Cazimir, au fost multe mișcări și multe partide care au plecat cu entuziasm și cu dorința de a face bine și cu dorință de moralitate și de profesionalism în România. Așa e. Numai că s-au pierdut pe drum. Întotdeauna au fost convertite aceste idealuri minunate și dintr-un partid care pleca cu dorința de a face bine, se convertea, pentru că omul convertește, de fapt, partidul, s-au lipit fel de fel de oportuniști. Corect. În timp, toate partidele s-a dovedit, timpul a dovedit, că toate partidele, indiferent cât de bine intenționate au pornit, au sfârșit în aceeași groapă cu noroi a democrației originale de tip românesc. Păi, un exemplu clasic a ceea ce spuneți este Partidul Național Liberal. Ce a fost și ce a ajuns astăzi. Ce rușine. Se întorc brătienii în mormânt. Când îl văd pe acest Antonescu, cum conduce el Partidul Liberal. Dar a rămas liberal, în opinia mea, doar cu numele. În fine, asta este altceva. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar atunci întrebarea e ce înseamnă? Că suntem o nație, nu știu, picată sub incidența vreunui blestem? Că nimic nu mai e de făcut? Noi refuzăm să credem treaba asta. Nu, domnul Cazimir, eu vreau să zic altceva. Că noi trebuie să avem înțelepciunea de a învăța din greșelile noastre. Un mare gânditor spunea așa. Zicea, omul deștept învață din greșeala altora. Omul mediu învață din greșeala lui. Iar prostul nici din a lui. Corect, corect. Eu cred că noi trebuie să învățăm din greșeala noastră. Dacă nici din greșeala noastră nu învățăm, atunci ajungem în a treia categorie, unde este groapa de gunoi a istoriei. Eu nu cred că am ajuns totuși până acolo. Eu cred că există încă speranță. Și de ce spun treaba asta? Domnul Primo, și anul trecut și anul acesta, atât cât s-a scurs, am avut ocazia să merg alături de Mihail Neamțu în turneu peste tot prin țară. Este uimitor, în sensul bun, este uimitor câte oaze de normalitate, câți oameni de bună credință și onești și gospodari sunt încă în țara asta. Este uimitor. Este doar o problemă de coagulare a acestor oaze de normalitate. Da, eu vin din popor și vă spun o treabă. România profundă nu este cangrenată. Cangrena este la cap. Cangrena este la vârf. Ceea ce înseamnă frâele societății, conducerea, guvern, partide, parlament, acolo este cangrena. Corect, absolut. Dar, corect. Credeți-mă, cangrena nu se poate vindeca nici cu antibiotice, nici cu algocalmin, nici cu aspirină. Se taie. Membrul cangrenat se taie. De aceea, și salvezi restul. De aceea, oferta mea pentru România este schimbarea sistemului. Trebuie stârpită complet rasa aceasta a mafiei politico-economice și pus în loc un alt sistem care să fie nu altceva decât logic, natural, în concordanță cu legile naturii. Adică să conducem țara asta pe bază de valoare, profesionalism și moralitate. Corect, onestitate. Ce o fi atât? Absolut corect. Ce o fi atât de fantastic? Spuneți-mi, îmi spun mulți că e utopie. Ce utopie, frate, să conduci o țară după legile logice ale bunului simț și ale corectitudinii? Ce este așa utopie? Cum poate cineva să spună că este o utopie să respecti niște legi ale naturii? Este ceea ce se întâmplă acum, este o anormalitate. O țară condusă de câțiva gangsteri, de câteva grupuri mafiote, în detrimentul a 20 de milioane de oameni. Asta este împotriva naturii. Domnul Primo, o mare parte din le nouveau riche, da, din noi îmbogățiți de după 89, o mare parte, nu în totalitate,
provin practic din structurile fostei securități și din aparatul de partid comunist. Ăștia aveau capital imediat după decembrie 89, unii din ei, în special din zona fostei securități, știau și cum se face business-ul. Ceea ce noi, ăilalți, habar n-aveam în momentul decembrie 89. Și au primit legăturile direct, s-au transferat legături. Au moștenit toate relațiile astea, inclusiv externe, au moștenit, cu ghilimele de rigoare, și conturile alea lui Ceaușescu, atâtea câte erau și pe unde erau, numai ei știu. Practic de asta și fost, au fost fenomene precum, nu știu, FNI sau Gelsor, tot pentru ei, noi știm chestia asta, și au acaparat și puterea economică. Pentru că într-o societate, să zicem, de tip capitalist, economicul dictează. Numai că la noi și economicul și democrația au fost două forme pervertite. Au fost două forme pervertite pentru că asta s-a dorit. Și aici sunt, trebuie să fiu de acord, din păcate, cu dumneavoastră, că și Occidentul în 89-1990 nu a făcut pe cât ar fi putut și pe cât ar fi trebuit să facă. Asta sunt cred că nu, a, greșeala Occidentului a fost că nu s-a implicat în România, că ne-a lăsat de capul nostru. Greșeală din punctul nostru de vedere. Pentru ei s-ar putea să nu fi fost atunci, la momentul respectiv, o greșeală, ci să doar să corespundă intereselor lor de moment. A, că au avut orbul găinilor și n-au văzut mai departe de ziua de mâine sau de poimâine, asta da, asta este posibil. Spuneți-mi, am o întrebare, o mare dilemă în ceea ce ține de Partidul Noua Republică și poate mă ajutați să o lămurim și pentru telespectatori poate ar fi important să facem o clarificare. Pentru membrii Partidului Noua Republică și strategia Partidului Noua Republică este aceea de a accede la putere, la ciolan, la pârghile puterii, indiferent dacă după aceea ce va fi, sau, important pentru dumneavoastră, pentru membrii Partidului Noua Republică, este interesul țării și mergeți în aceeași direcție ca și mine, și anume să avem o conducere profesionistă și morală în România, indiferent de apartenența la vreun partid sau de alte criterii, de altfel. Bun, răspunsul scurt la întrebarea noastră este categoric a doua variantă pe care ați prezentat. Deci nu puterea este ceea ce vă mână în luptă. Nu, ceea ce ne mână în luptă sunt idealurile noastre și dorința de schimbare reală a României. Adică nu pot să zic schimbare la față pentru că s-ar interpreta. Aș fi interesat, da. De exemplu, dacă mișcarea meritocrată ar reuși să se impună prin acest ideal al meritocrației, al schimbării sistemului și al ofertei pe care o facem României de o conducere bazată pe profesionalism și moralitate. Dumneavoastră ați sprijini așa ceva? Orice forță care are acest ideal sau acest obiectiv va fi în permanență sprijinit de Noua Republică. Indiferent că este vorba de, un ONG sau de o mișcare civică sau de altă natură, categoric da. Categoric da. Dar atenție, pentru mișcarea meritocrată nu-și propune să-și pună oamenii la conducere, din contră. Unul dintre principiile de bază a mișcării meritocrate este că tot ceea ce se face, se face în folosul țării, spre binele țării și nimeni nu are pretenția la nici un privilegiu în viitoarea societate. Niciunul din membrii mișcării meritocrate, inclusiv eu, președintele mișcării, nu voi avea absolut nicio funcție, niciun privilegiu, niciun avantaj. Asta mi-aduce aminte de o inițiativă nobilă, în opinia mea, fac așa o analogie, mi-aduce aminte de Asociația Revoluționarilor Fără Privilegii. N-am auzit de așa ceva. V-ați auzit? Asta chiar există, că nu. Există, da, există. Nu se poate. Înființată, da, înființată cu ani de zile în urmă, dacă nu mă înșală memoria, de Ion Caramitru. Cred că a fost singur în asociația asta. Păi asta vreau să spun. Există era un număr... el și cu... Nu, sunt mulți. Asta știu sigur. Există un număr destul de mare de fel de asociații ale revoluționarilor, ale victimilor represiunii din decembrie și așa mai departe. Toți sunt beneficiari și de fapt și de drept, din păcate, al acelor privilegii pentru revoluționari. Spun din păcate, o să mă explic după aia de ce spun din păcate. Singurii care au spus da, noi suntem sau am fost revoluționari în momentul decembrie 89 și mai târziu în 1990, piața universității și așa mai departe, dar nu vrem nimic de la statul român, practic de la contribuabil, este această asociație a revoluționarilor fără privilegii. Există chestia asta, la un moment dat și avea sediu pe Calea Victoriei la librăria din fundul curții. Haideți să vă spun eu acum o chestie și mai ciudată. Eu am fost și eu revoluționar. Puteam să iau și eu un gloante în cap. Zburau gloanțele, eu am avut noroc. Zburau gloanțele pe lângă mine și nu m-a nimerit. Dar vreți să vă spun ceva? Nu că n-am avut nicio pretenție. Nici măcar nu m-am dus să mă înregistrez ca revoluționar, pentru că eu n-am făcut-o pentru privilegii.
Eu am făcut-o pentru mine, pentru familia mea și pentru țara mea. Domnul primul, constat că avem mai multe puncte în comun decât părea la prima vedere. Eu sunt în aceeași situație, nu sunt membru al niciunei asociații, nici măcar a ăsteia fără privilegii, deși o admir pentru unicitatea ei în sensul bun. O să spun însă următorul lucru. De ce am zis că, din păcate, revoluționari și așa ziși revoluționari au parte de fel de fel de beneficii? Am ieșit în stradă, câți am ieșit? În decembrie 89. Și atunci am ieșit curați la suflet, puri, de bună credință, în acel moment. Pentru ce am ieșit? Care a fost rostul pentru care mii sau zeci de mii de oameni din toată țara, da, de la Timișoara la București, de la București la Brăila și de la Brăila la Iași, au ieșit în stradă? Păi, ca să pice Ceaușescu, cei mai mulți, da, asta doreau, Ceaușescu a picat. Cum necum, a picat. Și au luat plata lor. Și poate mai puțin dintre ei, dar totuși foarte mulți la data aceea, ca să pice comunismul. Acum, sigur, comunismul formal nu mai există. Nu mai conduce destinele țării, dar doar formal. Însă eșalonul 2 și eșalonul 3 al Partidului Comunist, cei de care vorbeam mai devreme, securiști și aparatcici de partid, ei sau copiilor sau nepoților au pus mâna pe destinul țării ăsteia, inclusiv sau în primul rând punând mâna pe economie. Și bătându-și joc, cum și-au bătut joc, e vorba de marele jaf de după 89. Știți ce observ cu mare plăcere? Că partidul dumneavoastră are exact același discurs cu al meu. Sunt uimit acum să aud, nu știu dacă este și punctul de vedere a președintelui partidului, faptul că nu sunteți interesați de Ciolan și că nu vă doriți să accedeți la putere, la butoane, la privilegii. Noi vedem, iertați-mă că vă întrerup, noi vedem accederea la putere ca pe un mijloc, nu ca pe un scop. Ca pe un mijloc, ca mijloc de a împlini ceea ce spun și eu. Exact, exact. Asta înțelegem noi prin accederea la putere. În orice caz, suntem foarte apropiați ca ideologie și ca năzuințe și mă gândesc că avem doar mijloacele de a atinge acest scop diferite. Eu vreau să o fac sub formă de mișcare populară, mișcare meritocrată, care să-și propună acest ideal, iar dumneavoastră mergeți către același deziderat, dar luptând practic cu armele lor, adică îmbrăcându-vă în haina politicienilor. Eu n-aș folosi termenul ăsta că ne îmbrăcăm în haina politicienilor, aș spune că până la urmă, pentru orice schimbare, în orice societate, în orice sistem, ai două căi, fundamental vorbind. Ai calea revoluționară, în care noi nu credem. Trebuie să spunem acest lucru. Credem în evoluție, nu în revoluție. Evoluția înseamnă revoluție. Deci poate să fie o revoluție pașnică, nu violentă. Revoluție este și faptul de a schimba un sistem prin vot popular. Dacă asta înseamnă, atunci da. Deci revoluție de catifea nu este invenția mea, termenul acesta. Deci se poate revoluție cum a fost în Ceoslovacia, în 1990, care a fost o revoluție prin vot, prin voință populară, fără violență, fără niciun fel de acte reprobabile. Eu când spun revoluție, vă gândiți la sânge. Păi istoria noastră săraca ne învață. Da. Singura țară din Europa de Est și Centrală unde schimbarea din 89 s-a făcut cu sânge. Păi vedeți, revoluția a fost în toată Europa de Est, sângeroasă a fost numai la noi. Pe aceea o am în vedere și în asta noi nu credem. Credem în evoluție. Deci spuneam că ai pe de-o parte varianta revoluționară de a schimba lucrurile, departe de noi treaba asta, și varianta legală sau democratică, în care, pe linia căreia mergem noi. Vedeți, mie mi s-a propus să transform mișcarea meritocrată în partid politic și să luptăm pentru aceleași idealuri, urmând că atunci când ne vom împlini scopul, vom reuși să transformăm țara asta într-o meritocrație, să schimbăm sistemul, să ne autodesfințăm. Dumneavoastră, dacă veți reuși să vă duceți la îndeplinire, să zicem, acest scop de a pune România pe alte baze de conducere meritocrată. Aveți în vedere așa ceva? Să faceți acest lucru și să vă autodesfințați? Este greu de răspuns la întrebarea asta la modul onest. S-a pus vreodată problema în partidul dumneavoastră? Din câte știu eu, nu s-a pus problema asta pentru că noi suntem încă la început, încă suntem la tinerețile noastre. Avem practic nici 2 ani. Abia în septembrie facem 2 ani de zile. Dar conștientizați faptul că odată ajuns un partid puternic la putere, începe... Tentațiile vor exista. Încep tentațiile, oamenii și firea umană. Să fim serioși. Nu este vorba, nu e de condamnat omul, nu e de condamnat partidul. Așa e firea umană. Nu poți să te joci cu mierea și să nu te mai linși din când în când pe degete.
poți să ții, în opinia mea, poți să ții sub control ca cei care lucrează cu mierea și se ling pe degete să reprezinte cum zic, un procent infim. Iar în momentul în care să-i vânezi, să spunem așa, asta ține de securitatea interioară a partidului, și în momentul în care i-ai prins și i-ai dovedit, să-i zbori afară. Dar, domnul Cazimir, vă dați seama că, mergând pe calea asta a politicii, politica înseamnă campanie electorală. Da. Înseamnă bani. Da. Înseamnă că cei care finanțează așa ceva vor bani înapoi sau vor privilegii așa cu este. Care să... Așa recupereze este. Banii. Așa v-ați este. Gândit la faptul că un partid și o campanie electorală înseamnă promisiuni electorale, care înseamnă după aceea deficite bugetare, înseamnă creditare și înseamnă să fur de la viitorul țării, de la copiii ne-am noștri? Gândit la v-ați gândit asta? La asta? Da, v-ați gândit că sistemul acesta și am dat la o parte varianta asta. V-ați dat seama că sistemul actual nu v-ar permite să vă aduceți... Nu. Asta la bun sfârșit planurile? Nu, asta vă spun cinstit, nu ne-am dat seama și aici aș face o paranteză. Au fost foarte mulți oameni care au intrat într-un fel sau altul în contact cu noi de la începuturile noastre de acum un an și 8 luni de zile în urmă până astăzi. Inclusiv ieri am avut, vă spunem, conferința aceea de comemorare a victimelor și au fost oameni din București care nu au nicio treabă cu Partidul Noua Republică. Pur și simplu au venit ca să vadă o conferință, audieze o conferință pentru victime mineriadelor. Și au fost întrebări de genul ăsta și în sală. Deci de la început și până acum. Lucrurile noi le vedem simple. Am auzit de atât de multe ori, nu se poate, nu o să reușiți, vă lipsesc banii sau o să obțineți bani și atunci o să fiți dependenți de cei care vă stipendiază. Nu credem treaba asta și tuturor celor care gândesc în felul ăsta le răspundem. Poate că aveți dreptate, dar noi totuși vrem să încercăm. Corect. Important este să încercăm. Dar, atenție, ce vreau eu să vă atrag atenția în mod deosebit și vă rog să vă gândiți profund și dumneavoastră și domnul Mihai Neamțu și toți ceilalți membri ai conducerii partidului. Atenție mare de tot. Unul la mână, vă pândesc următoarele pericole. Unul la mână. Faptul că toți cei ce vă vor ajuta și fără ajutorul cuiva nu veți putea să vă atingeți scopul de a accede la putere, vor dori să fie recompensați. Vreți să vă dau un exemplu? Asta care... este una. Da? Numai o clipă, să da? Termin da, sigur, după sigur, care... Sigur. Doi la mână și cel mai important este faptul că într-o democrație, într-un sistem ca cel actual, pseudo-democrație, pentru că asta corect. Nu e democrație. Corect, corect. Într-o pseudo-democrație ca cea în care trăim, trebuie să promiți ca să fii ales. Cine promite mai mult, are șanse mai mari să fie ales. În clipa în care ai promis, trebuie să și îndeplinești. Pentru că dacă nu îndeplinești, te linșează lumea. Dacă ai venit și ai promis că mărești salariile și pensiile cu 10%, trebuie să o faci, că dacă nu zbori după un an de zile și vin mafioții înapoi. Dumneavoastră nu veți putea ori să promiteți, pentru că dacă promiteți și știți că nu se poate realiza, înseamnă că sunteți mincinoși. Sau corect. Înseamnă că apelați la furt de la generațiile viitoare, adică luați credite corect. Ca să corect. Dați ceea ce ați promis. Așa este. Și atunci apare o problemă. Ori veți fi puși în situația de a nu respecta promisiunea, să fiți linșați și tot mafia vine înapoi la putere. Variantă pe care o îndepărtam. Ori să faceți rău țării, creând deficite și aruncând în povara viitorului, în spatele viitorului, o povară imensă și făcând mai mult rău țării. Domnul deci primar, aveți, dar ce veți avea de ales între două rele. Noi, da, noi vedem și a treia variantă. Care? Aceea onestității. A onestității față de români, față adică de alegători. Să le spuneți, oameni buni, votați-ne ca în Caragiale, nu? Nu ca în Caragiale, ca să spuneți, Churchill. Nu mă votați, care... că nu vă dau nu. Nimic. Ca în Winston Churchill, care în 1940, când a venit la putere în Marea Britanie, le-a promis lacrimi și sudoare. Asta a promis Churchill. Și a fost ales, și a fost votat. Și a scos Marea Britanie victorioasă dintr-un război curând. Deci vreți să propuneți românilor o perioadă de sacrificii, nu. De muncă grea? Nu. Deși personal, cred că generația mea și a dumneavoastră este încă una de sacrificiu și trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Nu. Ce vrem să le propunem? Să le propunem o relaționare onestă. Fraților, ăștia sunt banii, astea sunt resursele, asta putem realiza cu banii ăștia. Puțin, adică. Poate puțin. Deși, cu resursele astea pe care le avem de bine de rău, eu sunt convins că administrate cum trebuie putem realiza mai mult decât s-a făcut până acum. Spuneți-mi, dar... credeți că poporul va vota așa ceva? Așa cum cunoașteți dumneavoastră cred... poporul? Că da, eu cred în înțelepciunea populară și o spun, cum să spun eu, fără emfază. Adică în loc chiar... să-l voteze pe Ponta care zice o să vă dau pensii cu 10% mai mari și voi să ziceți nu vă dăm nicio pensie mărită, o să rămână pensiile așa, o să eu vă cred voteze că pe un voi? Om curat sufletește, indiferent că este, nu știu, că are 8 clase și este de la țară sau e doctor inginer.
Un om curat sufletește va aprecia mult mai mult un om care vine onest și spune adevărul în față, chiar dacă de multe ori adevărul doare, decât să-l mintă a enșpea oară, dar să-l atenție, mintă frumos. Domnul Cazimir, atenție! Eu nu zic că nu se vor găsi oameni care să zică așa, decât să-l votez pe mincinosul de Ponta, care chiar dacă o să-mi dea 10%, o să-mi dea furând de la nepoții mei, mai bine îl votez pe Noua Republică, care îmi promite că nu-mi dă nimic. Eu nu zic că nu veți găsi astfel de oameni. Numai că în niciun caz nu veți găsi o majoritate de acest fel, astfel încât să accedeți la putere? Într-o primă fază, categoric nu. Dar noi ne bazăm, fiind un partid de esență liberal-conservatoare, ne bazăm pe creșterea organică. Azi un pic, mâine un pic, nici zidul chinezesc nu s-a făcut peste noapte, sau Roma. Bine, dar să zicem că veți reuși să aduceți poporul român la un astfel de nivel de conștiință, atât de ridicat, încât să spună 51% dintre ei, da, votăm Noua Republică chiar dacă ne propune muncă, sacrificii, ani grei pentru a repara ce au stricat mafioții. Ani grei, cred, nu știu, eu personal cred că mai grei decât au fost anii ăștia de hoție și de tâlhărie, n-au cum să fie. Asta cred domnul eu. Cazimir, domnul cu Cazimir, resursele pe care astăzi le avem. Domnul Cazimir, România astăzi are 100 de miliarde de euro datorie, știu. Nu ca acum 20 de ani. România nu mai are industrie, România nu mai are găina care făcea ouă de aur. România nu mai are din ce să producă. Înțelegeți? România a devenit o societate de consum și nu produce nimic. Bun. Suntem în situația în care avem 100 de miliarde de euro datorii, suntem în situația în care găina de aur a murit sau a plecat din zona asta, a fost tăiată, da, și nu mai producem nimic. Au mâncat-o romii. Ce poate să fie mai rău de atât? Bun. Suntem pe deja ce baze veți construi ca să ziceți că nu sunt sigur că vor veni ani de sacrificii? Pe baza unei piețe, în primul rând, economic vorbind, pe baza unei piețe libere, dar real libere. Știți ce înseamnă piață liberă? Uitați, vă spun eu ce înseamnă piață liberă. Înseamnă că 80% din comerțul României se realizează de firme străine astăzi. Dumneavoastră, liberalizând și mai mult de atât, nu puteți decât ajunge la 99% firme străine, pentru că a fost căsăpit capitalul românesc, capitalul autohton. Nu mai există așa ceva. E, de ce? A fost? Eu vă spun că vin din mijlocul lor. Am îndoială aici, dar aproape că nu mai există firmă românească care să fie pe profit. 80% din profitul care se realizează în România în anul 2012 este realizat de companii străine. 80% din profit. Da. Asta au reușit să facă. Dumneavoastră credeți poate că e bine așa. Eu vă spun că este cât se poate de grav. Știți de ce? Pentru că faptul că economia românească este în mâinile aproape total a străinilor, a capitalului străin, asta înseamnă că anual au loc scurgeri imense de valori sub formă de profit în afara țării. Pleacă banii din țară. De ce? Bun. Încă ceva, să vă mai spun ceva. Niște studii făcute de specialiști la începutul acestui an au arătat că în România rata profitului raportat la cifra de afaceri e de 3 ori mai mare decât media pe Europa. Știți ce înseamnă asta? Că un capitalist străin care vine și deschide un business în România câștigă la aceeași cifră de afaceri de 3 ori mai mult decât câștigă în Elveția, în Anglia sau în Olanda. Bun, asta este. Asta știți ce înseamnă? Asta este și un motiv pentru care vin investiții străine, care înseamnă tot. Asta dezvoltare. Știți ce înseamnă? Că așa fac banilor din România. Trag totul din România. Așa de bine trag, de noi românii rămânem doar cu scheletul. Pielea și osul rămânem. Asta înseamnă investițiile străine în România. Pentru că totul s-a început după 89 pe niște baze incorrecte, iar economia de piață nu a funcționat și nu funcționează corect și real. Ăsta e adevărul. Vă dau un exemplu banal. Spuneți-mi și mie, de ce nu se privatizează, de ce nu s-a privatizat până acum sau de ce nu se privatizează Poșta Română? Stăteam zilele trecute chiar cu Mihai Neamțu și discutam chestia asta. Domnule, există o serie de curieri particulari. Fan Curier este poate cel mai cunoscut. Să nu facem reclamă. Da, în mă rog. Deci, sunt de exact. Sunt servicii de curierat particulare. Pentru care ai pus mâna pe telefon și într-o oră, două, trei, îți vine acasă, îți ia ce ai de trimis, colet sau plic sau ce Dumnezeu ai de trimis și îți face, te încarcă pe tine sau pe destinatar, la alegere. Chestia asta se rezolvă în câteva ore, da? Pick-up-ul, da? Și toată expediția în România durează maxim 24 de ore. Vreau și eu să văd Poșta Română făcând chestia asta. La concurență cu celelalte domnul firme. Cazimir, e doar un exemplu banal. Domnul Cazimir, eu vă spun o treabă. Eu trăiesc în țara asta de 23 de ani și fac afaceri de 23 de ani, trăiesc în regimul ăsta, că eu m-am născut aici și am trăit mereu. Dar de 23 de ani de democrație, eu știu un lucru. Că în România nu s-a privatizat o companie atâta timp cât a putut fi căpușată
și a putut fi stoarsă de către interesele politico-mafiote. Așa este. În clipa în care n-a mai avut ce să fure din ea și au adus-o pe Butuci și au secătuit-o complet, abia atunci a fost scoasă la privatizare. Bun, și asta este economia reală de piață? Nu, asta este un sistem pseudodemocratic de tip politico-mafiot. Corect. Pe care îl iubim noi atât de mult și de care prietenului meu, Grigore Carteanu, e frică ca nu cumva să moară. Când eu spun sfârșitul democrației ăsteia, pseudodemocrației de tip politico-mafios, se sperie Grigore. Mă, Grigore, nu te speria, mă. Trebuie să se termine cu banditismul ăsta. Trebuie să instaurăm democrația adevărată. Trebuie să facem meritocrație. Adică vot popular, voință populară, dar să nu mai dăm oamenilor să aleagă între gangsteri și mafioți, ci între supervalori și oameni cinstiți. Că România are, o România, credeți-mă, are oameni cinstiți. Dar ei nu pot fi în politică, n-au cum să fie în politică. Au cum să fie, dacă vor să se implice, nu-i oprește nimeni. Bun, dar imediat se simt stinghere acolo, nu vă supărați. Nu. Și o să vă dau un exemplu absolut concret pe care chiar îl cunosc foarte bine, mă rog, prin natura funcției pe care o am la partid. Este vorba de membrii noștri din toată țara, de Registrul Național al Membrilor, și am făcut în urmă cu câteva luni, am făcut un soi de sondaj, de calcul, și am observat o chestie. La noi, când cineva dorește să se implice pentru țara asta și semnează formal o adeziune, există acolo o rubrică unde spune dacă a mai făcut parte din alt partid politic sau nu. Înainte de 89 sau după 89. Și acum, câteva luni în urmă, chiar făceam un calcul. 85% dintre membrii Partidului Noua Republică nu au mai făcut politică în România niciodată până să vină la noi. 85%. Deci bine, asta nu înseamnă că sunt cinstiți neapărat. Dar e nu, dar este o premiză. Este o premiză de onestitate și de nepervertire în sensul politic. Corect, dacă au rezistat 23 de ani, înseamnă că n-au înscris în ADN instinctul de prădător. Exact. Și atunci asta înseamnă că se poate și că sunt oameni onești și buni gospodari sau buni profesioniști care pot să se implice și într-o politică curată, așa cum ar trebui să fie. Dar v-am rămas dator cu un răspuns la o problemă pe care ați spus-o apropo de finanțarea partidelor politice în general și în ceea ce privește și Noua Republică. Eu o să vă dau doar un exemplu pe care întâmplarea face să-l cunosc chiar personal. Am dorit să participăm la alegerile din decembrie 2012. Nu am reușit pentru că un cetățean s-a opus, unul, și vorbesc la propriu, nu la figurat. Da. Am avut o contestație, deci noi am strâns aproximativ 30.000 de semnături și le-am strâns pe bune, cum se spune. Le-am strâns în stradă, e adevărat că asta ne-a luat 6 luni de zile, dar sunt strânse real. Orice verificare s-ar face, orice examen grafologic, dormim liniștiți cu capul pe pernă din punctul ăsta de vedere. Deci, apropo de libertatea de asociere, se strâng 30.000 de oameni și spun, noi vrem să ne asociem într-un partid politic. E dreptul nostru, legal, constituțional și așa mai departe. Și vine unul și zice nu. Și vine unul singur și zice nu, eu nu sunt de acord. Asta e democrație? Este o democrație strâmbă, pentru că ceea ce a făcut el, formal, este legal. Formal. Dom'le, știți care este păcatul? Că bandiții ăștia care au condus țara de 23 de ani au confiscat termenul de democrație. Da, eu credeți-mă, eu vă spun sincer, în termeni populari, mă oftic ca naiba că bandiții ăștia au confiscat termenul. Ei n-au nimic în comun cu democrația. Evident că nu. Evident. Asta nu e democrație când poporul îți spune că vrea 300 de parlamentari și tu îi spui e facultativ pentru și noi. Și bagă 600 aproape. Da. Adică nu numai că e facultativ. Dom'le, în cazul în care ai făcut referendum și poporul zice una și tu vii și spui că nu e obligatoriu, înseamnă că, de fapt, ăla nu este referendum, ci este sondaj de opinie. Da. Dacă e facultativ, doar consultativ, așa cum zice Antonescu, păi dacă e consultativ, nu mai e referendum. Atunci contravine legilor nescrise ale bunului simț și ale limbii române. Dacă e consultativ doar și nu e obligatoriu, e sondaj de opinie, domnul Antonescu. Nu este referendum. Categoric. Bun, da, vreau doar să-mi duc ideea până la capăt, dacă îmi permiteți. Deci, o persoană, apropo, foarte apropiată de zona antenelor, și asta o spun știind ce spun, trimite, n-am văzut-o niciodată la față, trimite o contestație printr-un fax la tribunal, la Tribunalul București, printr-un fax al AVAS-ului, deci al unei instituții de stat,
Știți că vă apare header acolo. Apare, da. Sus. Avem copia și o putem pune pe masă oricând. Bun, că am luat-o de la dosar. Și zice, nu, domnule, eu, mie nu-mi pasă, nu dau doi bani pe ce vor 30.000 de români din țara asta. Nu sunt de acord să se înființeze partidul ăsta. Și prin procedurile judiciare care uneori se întârzie nepermis de mult, reușește să împiedice înregistrarea formală a partidului nostru până în ianuarie anul acesta. Când pierd la Curtea de Apel, pe procedură, nu pe fond, și anume pentru faptul că nu și-au plătit taxa de timbru. Știți cât este taxa de timbru, cât a fost taxa de timbru în chestia asta? 19 lei. Ai bătaie de joc. Bun. Deci ei au avut un scop să nu ne lase să participăm în alegeri. Ok, au fost câțiva dintre membrii noștri care au mers în alegeri Bă, asta e democrație? Practic un om are putere mai mare decât 30.000? Iată dovada vie. Asta e democrație? Evident. Grigore Carteanu, asta e democrația pe care o iubești? Un om mai tare decât 30.000? Bun, nu mai spun care era motivația lui, nu vreau să intru în detalii tehnice pentru a nu plictisi. Bun, acum revenim. Anul trecut, în noiembrie, o persoană de undeva din nordul țării a venit la București. O persoană foarte bogată, trebuie spus. A venit la București și a avut o întrevedere cu câțiva dintre noi, inclusiv cu Mihai Neamțu. Și persoana aceea a luat un plic și l-a pus pe masă. La apropo, cum se face în România, în bună tradiție balcanică, da? Așa. Și a spus, eu vreau să-mi securizez un loc de senator, dacă mi-aduc bine aminte vroia, în județul meu. Și ai aici cât să ajungă partidului tău care, mă rog, nu este deloc un partid bogat. În momentul ăla, Mihai i-a împins plicul înapoi și a spus, discuția noastră s-a încheiat în momentul ăsta și te rog să nu mai mă contactezi. Deci chestie văzută de mine. Asta se întâmpla anul trecut, vă spun exact când, în septembrie. Era cineva care a și candidat după aia, dar din partea altui partid, că alte partide au primit banii. Cum... Bun, domnul Cazimir, haideți să mergem mai departe, că iar o dovadă și, da, și cu asta chiar închei fraza asta. O dovadă totuși că se poate să beneficiezi de un sprijin real, prietenesc, aș spune, și fără să ți se ceară ceva în schimb, este relația, aș zice, excelentă și șansa pe care nouă ne oferă Nașul TV și pentru care mulțumim încă o dată. Și eu mulțumesc Nașului TV. Și sper că această televiziune liberă să aibă viață cât mai lungă și mafia politică să nu reușească să o închidă așa cum vor să facă. Pentru că presiunile sunt imense asupra postului de televiziune. Știm, dar o să rezistăm. Împreună suntem mai puternici. Să sperăm. Acum, trecem mai departe. Până acum să zicem că m-ați convins că poporul, într-adevăr, vă va vota, chiar și fără să promiteți nimic. Să zicem că veți reuși să penetrați, să creați o breșă în sistemul politic și să ajungeți la putere, da? Și ajungeți și conduceți în mod profesionist și onest țara. Știți ce se va întâmpla după 4 ani? Spuneți după maxim 4 ani. Spuneți. Veți bura de la putere. Pentru că poporul va trăi 4 ani de recesiune. Și dacă vor rezista 4 ani și dacă veți rezista voi, fără să fiți contestați și fără să fiți alungați de la putere, la următoarele alegeri, n-aveți cum să mai rămâneți pentru că poporul, și aveți cazul cel mai bun, guvernul Boc. Este un caz concludent. Omul nu a făcut decât să ia măsuri sănătoase, raționale, de bun simț pentru economie. Vă spun, orice economist ar fi luat nu aceleași măsuri. Dacă eram eu prim-ministru în locul probabil Boc, mai dure. Mult mai dure. Da. De asta aș spune că exemplul este semi-concludent, după cum performanța a fost semi-bună. Dar care a fost rezultatul guvernării Boc? Ați văzut? Prăbușirea PDL-ului. PDL-ul nu va mai câștiga alegeri în România 25 de ani de acum încolo. Ei sunt atât de naivi încât ei cred că pot să mai câștige. Da, cred că noi sunteți optimist când le dați 25 de ani. Eu vă spun, 25 de ani de acum încolo, orice poartă numele de PDL nu poate să mai câștige alegeri în România. Din cauza aceasta. Așa că aveți un antecedent care vă arată că poporul nu este dispus la sacrificii, nu este dispus la recesiune și la măsuri antipopulare. Eu în condițiile astea. Nu cuvântul recesiune pentru ipoteza în care noi am ajunge într-o bună zi la putere. Eu cred că ce a fost mai crunt și mai greu pentru om obișnuit. Nu. V-am explicat și vă mai spun o dată. Eu sunt manager de specialitate. De 20 de ani fac management și niciodată n-am avut pierderi, nu mă câștig. N-am avut un kick în 20 de ani. Și vă spun o chestie. Dacă astăzi sunt reprezentantul exclusiv pe Europa unui mare concern, sunt pentru că am dovedit valoare. Eu vă spun că România nu e altceva decât o bucățică de Europa. Și managementul se face la fel, cum se face într-un business.
Eu vă spun, România astăzi este în prăpastie. Are datorii imense, da, nu mai are capital autohton și nu mai are găina care făcea o de aur. Au mâncat-o politicienii. Noi credem totuși că prima și cea mai importantă resursă este resursa umană. Și dacă noi reușim să atragem, și apropo, asta este unul din valorile noastre, din obiectivele noastre, acela de a identifica, de a atrage, de a forma și de a propulsa în structurile statului român oameni integri, buni profesioniști, bine, oameni onești. Bun, fiți atent, domnul Kazimir, să vă iau altfel. Dumneavoastră sunteți manager de companie, înțeleg, da? Am fost. Bun, acum atunci sunt înseamnă manager că politic, dacă doriți. România, atunci am să folosesc o metaforă pentru România. Știți cum este România astăzi? Exact ca o companie care în urmă cu 20 de ani avea spații, hale, terenuri, camioane, strunguri, freze, computere, birouri, logistică, totul. Angajați, performanți de valoare, avea tot. În 20 de ani, compania asta a vândut halele ca să dea salarii. După aia a vândut terenurile ca să dea salarii. După aia a vândut strungurile ca să dea salarii. De ce? Managementul a fost atât de prost încât n-a fost în stare să dezvolte business-ul și a dat salarii vânzând active. Da. Și a vândut toate activele. Astăzi, tot ce mai are este o clădire goală și terenul, dar și alea ipotecate pe datorie, că în final de 5 ani nu face altceva decât ia statul credit ca să dea salarii. Deci compania aia care acum 20 de ani era prosperă și avea de toate, mână de lucru, utilaje, infrastructură, tot, astăzi nu mai are nimic al ei. Angajații cei mai buni au plecat toți, au rămas doar femeile de servici. Și dumneavoastră ziceți acum că cu compania asta scoateți țara din... N-am spus asta. Am spus nu cu compania, ci am spus cu capitalul uman, cel care mai este încă în țară. Nu mai e capital uman. Cum să nu fie? Au plecat, toate valorile au plecat, chiar asta discutam la începutul emisiunii. Este adevărat că mulți dintre cei mai onești și cei mai pricepuți au plecat. Păi cine e nebun să știe că are valoare și să stea să lucre pe 300 de euro când poate să lucre pe 3000 de euro, domnul Kazimir? Poate ar lucra, nu știu dacă pe 300, dar poate ar lucra pe 1000 în loc de 3000, dacă munca lui ar fi respectată, dacă el ar fi apreciat la justa lui valoare. Acum vă întreb altceva. Avem totuși un precedent, da? Precedentul guvernului Boc, care prin măsuri nu foarte nepopulare, nu suficiente cât ar fi trebuit ca să pună țara pe picioare, a clacat și a murit definitiv pentru istoria poporului român. Eu vă spun, dumneavoastră, poate că v-ați sacrificat și ați zice așa, noi noua republică, facem ceea ce a făcut și ar fi trebuit să facă mai mult guvernul Boc, luăm măsuri pentru a crea o societate sănătoasă, pentru a pune bazele unei viitoare dezvoltări și faceți treaba asta. Și poporul vă va da un șut în fund cum i-a dat PDL-ului. Ce se va întâmpla? Cine va veni după dumneavoastră? Nu știu cine va veni. Ponta cu Antonescu, vă spun eu cine va veni și vor distruge tot ce ați făcut dumneavoastră și mai mult de atât. Chiar dacă nu se va întâmpla asta. Ce înseamnă democrația? Alternanță la putere, nu? Asta este legea democrației, alternanță la putere. Ce înseamnă alternanță la putere? Că veniți dumneavoastră și ziceți hăiți? Și vine după dumneavoastră altul și zice cea și distruge tot ce ați făcut dumneavoastră. Noi nu înțelegem prin alternanță. Dar ce înțelegeți? Asta? Că vine Ponta, zice, băi, ce a făcut Mihai Neamțu extraordinar, noi vom continua ce a făcut el. Păi, atunci te întreabă poporul, păi de ce l-a mai dat la o parte pe Neamțu atunci, dacă faci ce făcea el? Premizele acestei comparații între PDL pe de o parte și ceea ce a făcut în ultima perioadă a conducerii și Noua Republică pe de altă parte sunt, aș zice că nu sunt foarte exacte. De ce? Există cel puțin trei elemente care pe noi ne diferențiază de Partidul Democrat Liberal. În primul rând, ceea ce ei au făcut, n-au făcut la timp, au întârziat fantastic de mult, au făcut cu jumătate de măsură, cum bine spunea și dumneavoastră, ar fi trebuit să ia mai devreme măsurile astea, pentru că dacă ar fi fost luate mai devreme, poate nu erau atât de dure. Mai devreme înseamnă cu ani buni înainte și au fost la putere din 2004. Asta o chestiune. A doua chestiune, nu vă supărați, la noi, cinstit, onest vorbind, nu există nici pe departe, corupții și mafioții care au fost și sunt încă în PDL. Nu toți. Ziceți mai tare, din PDL? Din Partidul Democrat Liberal. O spun și mă uit la cameră. Asumăm deja forumul de săptămâna viitoare. Stați un pic, dar au recunoscut-o ai lor. Au recunoscut-o ai lor. Eu chiar râdeam. Radule, uite ce s-a întâmplat în emisiunea asta, mă, omule. S-a compromis forumul de atunci pun ghilimelele și am dat cu citat din unii de ai lor. Da. Gândiți-vă ce a fost la convenția PDL-ului de acum câteva luni. Deci au fost trei moțiuni, da? Una din ele...
simplificând foarte mult lucrurile, spunea, băi, fraților, să nu mai furăm. Câte voturi a luat? 200, 300? Moțiunea aceea. Celelalte două au trecut cu mii de voturi. Astea sunt fapte. Nu, cum să spun, nu are rost să ne... Dar cum o să se unifice dreapta în felul ăsta? Nu știu. Eu personal aș spune că înainte de a avea o dreaptă unită, trebuie să avem o dreaptă curată. Eu aș spune pe chestia asta. Păi rămâneți dumneavoastră și domnul Neamțu. Și încă mai rămân, mai rămân câteva zeci de mii în spate. Zeci de mii? Păi nu vă supărați, avem aproximativ 30 de mii de semnături ale oamenilor care ne-au sprijinit. De asta am zis zeci de mii. Da, bine. Deci eu aș spune așa. Nu zic ba. Înainte de a fi unită, dreapta trebuie să fie curată, trebuie să fie onestă, trebuie să nu mai mintă și să nu mai fure. Simplu, basic. Să nu minți și să nu furi. No, dar atunci vă întreb altceva. Cum faceți dumneavoastră să conduceți țara asta atunci? După o viziune și o strategie națională pe termen lung, astfel încât ce a construit unul să nu dărâme următorul, cum s-a întâmplat vreme de 23 de ani. Cum faceți treaba asta? Sunt două căi, ele nu se exclud, ele merg în paralel. Pe de o parte, repet, de a identifica acele oaze de normalitate și de onestitate, care există categoric în această țară, eu le-am văzut, dumneavoastră le-ați văzut, știm că sunt acolo, trebuie doar coagulate, asta pe termen scurt. Dar, domnul Cazimir, spuneți-mi, tot ce ziceți dumneavoastră e ok, dar nu credeți că mult mai ușor e de făcut toate chestiile astea, viziune, cinste, corectitudine, neatârnare, conducere profesionistă, morală, toate astea nu sunt mult mai ușor de făcut într-un nou sistem în care politica și politicianul și partidul să nu mai aibă acces la frâiele puterii? Păi, astfel atunci, care este rostul politicii atunci? Discutăm acum teoretic, nu... Rostul politicii vi-l spun. Spuneți. O nouă putere meritocrată, un sistem meritocrat, va însemna, va însemna specialiști, oameni aleși pe bază de valoare, adică îi dai poporului să voteze între oameni de valoare, neatârnați politic, care vin și conduc ca niște tehnocrați. Ce înseamnă un tehnocrat? Poporul român mereu și-a dorit guvern de tehnocrați, știți, nu? Că trăiți în România. Ce înseamnă un guvern meritocrat? Înseamnă că pe lângă tehnocrați, adică specialiști, ei mai au și o moralitate dovedită. Înseamnă că nu sunt tehnocrați numiți, ci sunt meritocrați aleși de popor pe criterii de moralitate. Adică i-am dat omului să aleagă între tehnocrați și după aceea poporul a zis așa, bă, nu-l votăm pe ăla. Că uite-te, a fost din ăsta, politician. E el de valoare, dar degeaba e de valoare dacă e Năstase. Degeaba e inteligent și capabil. E o contradicție în termen, să fii și Năstase, nu. Să fii și de valoare. Da. Nu, omul poate are valoare intelectuală și poate ar putea să se califice într-o finală de genul acesta, de alegeri. Dar omul, poporul vine și face selecția atunci, zice, stai tată, ăsta este tehnocrat, este valoros, dar nu e moral, nu e cinstit, nu e onest. Și îl dă la o parte. Și reușești să faci o conducere meritocrată, adică cu tehnicieni, cu tehnocrați, de sunteți moralitate de acord, ireproșabilă. Nu mă un pic să termin de vă rog, vă rog. Și ce fac partidele, mi-a zis? Partidele vor deveni motorul societății civile. Adică acești meritocrați vor supune la referendum legi importante pentru țară. Vor supune dezbaterii publice anumite aspecte și decizii pentru viitorul țării. De exemplu, să luăm o decizie, vor spune meritocrat va trebui să ia decizii foarte importante care nu vor fi în concordanță cu acordurile semnate cu Uniunea Europeană. Atunci va trebui să întrebe poporul. Ce alegem? Să nu respectăm acordul cu UE sau să devenim colonie, țară sclavagistă? Ce alegeți, oameni buni? Atunci partidele, ăsta va fi rolul lor. Să se lupte în societatea civilă, fiecare să-și spună părerea și să influențeze poporul prin dezbateri publice asupra a ceea ce să voteze poporul. Ăsta trebuie să fie rolul partidelor. Nu să vină la Ciolan și să-și împartă șpăgile. Bun, asta cu Ciolanul și cu șpăgile... Nu, dar sunteți de acord cu mine că politicianul poate să rămână și partidul să aibă un rol important în societate, încercând să manipuleze, între ghilimele, opinia publică? Da, nu credeți că ăsta ar trebui să fie rolul ei? Cuvântul manipulare. Bine, între ghilimele am spus. Da, să influențeze, haideți să zic. Sunteți de acord în aceeași măsură că pentru a avea niște rezultate bune în eventuale alegeri, nu din partide, ci din tehnocrați merituoși, deci din meritocrați, și poporul trebuie să aibă un înalt grad de educație? Asta se realizează în generații și generații. Exact. Și înseamnă un nou sistem întâi, să punem cai înaintea căruței. Întâi un nou sistem care să dea 6% din PIB la educație, nu 3%. Așa cum spune legea, de alminteri. Asta înseamnă, dar cu sistemul actual nu poți să ai educație. Deci atenție, trebuie să pui întâi un nou sistem ca să obții o nouă educație și un nou
grad de civilizație și cultură al poporului. Domnule Cazimir Țino, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea noastră. A fost o mare plăcere pentru mine, vă spun drept. Sunteți unul dintre cei mai agreabili și deschiși la minte invitați pe care i-am avut. Sper să mai veniți și altă dată. Faceți mare cinste partidului Noua Republică. O să transmit și domnului Mihai Neamțu complimentele mele că s-a înconjurat de oameni ca dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă mai aștept și altă dată. Mai mulți. Felicitări. Vă mulțumesc foarte mult.